Cetățenii Republicii Moldova vor plăti mai puțin pentru energia electrică consumată. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit astăzi noile tarife, cu mult mai mici decât cele solicitate de furnizorii Premier Energy și Feyenoord. Un calcul simplu arată că la un consum de 100 de kW, consumatorii vor plăti mai puțin în medie cu aproape 40 de lei. Tariful aprobat de ANRE pentru consumatorii Premier Energy din centrul și sudul Republicii Moldova este de 2,57 lei pentru un kilowatt-oră, adică mai puțin cu 42 de bani față de tariful actual de 2,99 lei pentru un kilowatt-oră. Mai puțin vor plăti și consumatorii din nordul Republicii Moldova. Cei conectați la Societatea de Furnizare Energiei Electrice Nord vor achita un tarif de 3,20 lei pentru un kilowatt-oră, cu 38 de bani mai puțin decât tariful actual de 3,58 lei pentru un kilowatt-oră. Potrivit ANRE, reducerea tarifelor pentru energia electrică a fost determinată de scăderea prețurilor de procurare a energiei de la furnizorii din regiune, dar și de micșorarea tarifelor pentru serviciile de distribuție. Noile prețuri vor intra în vigoare la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.